Doamne, o să mă povestesc așa ceva, o să fiți șocate. Eu ieri am făcut cunoștință cu un băiat din Italia. Italian adevărat, vă dați seama? Da, tu și, serios? Chiar din Italia, din Italia, deși e adevărat. I-am povestit așa. Oho, interesant. Stai, tu acum pe bune vorbești? Yes, yes, fetelor, eu singură, ei au fost în șoc toată ziua. Din păcate, el tot nu prea știe bine limba română și vorbește cam rău, însă noi putem să vorbim very good în română și în English, dar este foarte, foarte romantic. Ascultat, ascultat! Mi-a scris și m-a întrebat, părinții tăi nu sunt astronauti? Eu am spus că nu, pentru că părinții mei sunt bucătari. Și el a zis, atunci de unde au așa o steluță? Foarte drăguț, da? Samantha, eu nu vreau să te întristez, însă am noutăți rele pentru tine. El nu este italian. Eu sunt sigură la 100% că el nu este italian, dar sigur este... O secundă, imediat vin. Cred că Melissa s-a întors de la dansuri. Vin! Salut, Irăcica! Salut! Da, mama! Mama nu e acasă! Dar eu n-am venit la mama ta! Eu am venit la tine! Eu sunt ocupată! Foarte ocupată! Foarte, foarte ocupată! Eu asta... Ira, tu mult acolo! Lui Samantha iar eu scris așa era din Italia! Hai mai repede! Ira, să-mi aduci și niște suc de la bucătărie când te întorci, te rog! Ai, fetelor! Asta era vocea Ioancăi și a Milanei, da? Da, intră. A, da, apropo, noi aici discutăm despre băieți, așa că nu știu pentru ce tu, Cristinuța, să rămâi cu noi. Cu ce te vei ocupa? Doar o să ne asculți? Eu voi vorbi împreună cu voi. Oameni buni, noi asta, mai avem un membru de discuție. Voilà! Salut, fetelor! Nu vă șocați foarte tare, dar Cristinuța a zis că ea vrea împreună cu noi să discute despre băieți. Ah, da, pur și simplu o să stea și o să tacă, ca de obicei. Sau știți cum a să zică, ca întotdeauna. Of, fetelor, cum voi puteți să vorbiți pe așa subiecte? Ceva mai interesant, nu puteți să discutați cărți sau enciclopedii? Nu e adevărat, te înșeli amarnic, Ioanca. Eu tot sunt capabilă să discut pe astfel de subiecte. Cristinuța, tu nu te spăra, dar ca să te integrezi în așa discuție, trebuie măcar puțin să fii la curent, așa măcar, holeacă, sau să ai experiențe. Păi, eu am experiență! Această situație când un băiat din muzeu ți-a întrebat unde este toilet, nu se socoate! Dar pot eu să discut băieții? Pot! De ce voi credeți că eu nu pot? Bine, bine, bine! Atunci hai așa! Tu măcar vreodată te-ai sărutat? Ce-s cu întrebările astea? Ira! Da! Mă scuz, Cristinuța, din greșeală sunt groiașit. Și asta precis nu a fost patlagică. În primul rând, Ioanca, nu patlagică, dar roșie. Și în al doilea rând, nu a fost roșie. Și cu siguranță era băiat. Da, Jessica, clar că a fost băiat. Cred că nu fată. Și el măcar știe că voi v-ați sărutat? Evident că știa, Samantha! Ce-s cu întrebările astea stupide, fetelor? Eu nu înțeleg ce vezi de la mine! Voi ce credeți, că eu nu sunt capabilă? Vai, 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 Cristinuța, tu doar ai spus că niciodată nu minți! Dar eu nici nu mint! Eu zic adevărul, adevărul! Voi de unde puteți să știți? Poate eu chiar și acum am iubit! Bine, bine, să zicem că noi te credem, să zicem, dar dacă tu spui adevărul, atunci spune să vină. O, da chiar că, bună idee, bravo Ira, dacă vrei să te credem, sună și zi să vină, să vedem. Și fă-ți frumos imaginarea, ai tu. Dar el este foarte ocupat și foarte încărcat, el nu poate să vină oricând îl rog eu. Și cu totul el trăiește în altă țară. Am mai auzit noi povestea astea. Ai, tot e clar cu tine, Cristinuța. Bine, bine, iată o să fac cum vreți voi.
Interesant, ea într-adevăr se gândește că noi o credem. Vreau și eu să văd pe acest făt frumos imaginar. Dacă Cristinuța are iubit, promit să vă cumpăr la toate câte un iPhone nou. În așa caz, nu mai vedem noi iPhone nici până în pururea. Sau nu, mai bine. Dacă Cristinuța are iubit, promit să vă cumpăr la toate bilete în Dubai. Și în Dubai noi toți, din păcate, nu o să plecăm. Da, dacă sincer, eu chiar aș vrea ca Cristinuța să aibă un iubit, ca noi să plecăm în Dubai. Însă, din păcate, așa ceva este imposibil. Gata, fetelor, eu l-am sunat. Peste o oră deja va veni. Cristinuța, tu crezi că tu timp de o oră vei reuși să inventezi o scuză, da? Da, și ghinei zis-o. Râdeți, fetelor. O să vedem cine o să râde la urmă. Și da, eu v-am sfătui să vă faceți deja bagajele pentru Dubai. Da, eu tot am auzit. Clar lucru că noi cu toate ne-am gândit că Cristinuța ne minte și ne spune povești. Cine ar crede în așa ceva? Și că Cristinuța are iubit? Ha, 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 foarte amuzant. Precis nu în viața asta. Cristinuța, o oră a trecut. Ce? Unde ți-i cavalierul? Nu știu, întârzie puțin, mai așteptăm încă câteva minute. De obicei este foarte punctual și niciodată nu întârzie. Dar cine știe, poate s-a întâmplat ceva sau stă în trafic. Mai așteptăm puțin, noi doar nu ne grăbim nicăieri. Oh, el a venit cu siguranță. Oh, iar iată de data asta, precis s-a întors Melissa de la dansuri. Iată, fetelor, faceți cunoștință. Acesta este iubitul meu, Maxim. Salut, fetelor! Oh my god! Doamne ferește! Eu ce dorm? Nu-mi vine să cred! Alo? Tati? Urgent! Urgent! Îmi trebuie 5 bilete către Dubai! Eu le-am promis deja fetelor! Mă scuzați! Eu trebuie puțin să ies la aer! Alo? Tati Sveta? Alo? Și Ira, ce-ai vrut? Aici așa ceva, așa, Cristinuța, Cristinuța are iubit, iubit are Cristinuța! Și? Tu ce glumești? Ira! Alo? Tati Sveta? Alo? M-a auzit? Alo? Da, te-aud eu, te-aud! Și da, Ira, unde-i? În camera aceea...